de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa nevăsturii deschide o nouă. Să păstrați și dumneavoastră toate regulile sanitare. Măști, văd că aveți toți, aveți cu toții mască, să stați la o distanță unii de alții, să păstrăm toate regulile ca sănătatea noastră să nu fie pusă în pericol. Am venit aici pentru a mă ruga pentru România și pentru conducătorii noștri, pentru țara noastră și pentru boala asta care a separat și a înrăit atât de mult oameni și a speriat atât de tare. Eu cred că oamenii ar trebui să fie conștienți că, indiferent dacă venim la slujbă sau dacă mergem la metrou, virusul îl putem. Cred că nu ține doar de noi. Noi trebuie să ne protejăm, noi trebuie, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să ne întărim sistemul imunitar. Eu sunt de acord sau de părere că oamenii trebuie să dea mâna unul cu altul, să strângerea de mână, pentru că asta știam din copilărie. Pentru, dacă vrei să ai un copil bolnav, ține-l într-un glob de sticlă. Adică dezinfectat, cu mânuși, cu... Și cred că ce va urma va fi mult mai rău din acest punct de vedere. Cred că trebuie să ne întărim sistemul imunitar, să protejăm cât de cât toate aceste lucruri, nu să forțăm lucrurile, să oprim libertatea omului. Vino după mine, iar Filip era din Betsaida. Vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael. Mi-a dat o crucea și pe ce? Nu să-l aud după aia. Mi-a dat drept ce vrei ca să mă călugărești.